putem să arătăm că femeile social-democrate sunt aproape de comunitățile unde copiii au nevoie de sprijin pentru început de an școlar. Aici avem lângă noi președinta organizației de femei, Oana Ionela Ichim, și secretarul general Georgiana Teodorescu. Și cred că ca mamă, ca conducătoria organizației femeilor social-democrat, pot spune câteva cuvinte ce înseamnă începutul de an școlar, care reprezintă, să spunem, pentru copii, pentru bucuria de a fi prezenți în mijlocul școlii, a grădiniții, unde fac parte fiecare. Iată că astăzi faptele vorbesc mai mult decât vorbele. Ajungem către copii. Și ca și cadru didactic, în experiența mea de 23 de ani, am observat atât copii din medii vulnerabile, am întâlnit atât copii din medii vulnerabile, cât și copii din familii mai bine înstărite. Nu este prima mea acțiune de acest gen. De-a lungul carierei mele de cadru didactic am mai fost implicată și în alte acțiuni de voluntariat. Bucuria. Bucuria din ochii copiilor este nemăsurată și nu îți poți imagina în momentul în care încep să descopere ceea ce au acolo în punguțe, în ghiozdănele, și se bucură pentru ceea ce primesc. Pot să vă spun că primul meu loc de muncă a fost ca educatoare la Grădiște, acolo m-am titularizat după ce am terminat liceul și m-am întâlnit cu situații din acestea deosebite în care copiii nu aveau nici măcar un ghiozdănel cu care să înceapă grădinița. Este un mare ajutor pe care noi îl putem oferi celor din comunitățile noastre care chiar au nevoie de acest start. Poate nu este foarte mult pentru unii, dar pentru ei, pentru copiii identificați de noi, este startul de a începe un an școlar. Cu președintele nostru, domnul Deacu, împreună cu organizația Partidului Social Democrat și cu organizația Femeilor Social Democrat, vrem să vă dorim bucurie la început de an școlar. Și pentru să fie o bucurie, noi astăzi vă oferim un ghiozdănel și rechizit. Cum te cheamă pe tine? Mădălin, uite aici, un ghiozdănel, da? Și uite rechizitele de care ai tu nevoie pentru început de an școlar, da? Jenny, mulțumim mult că ai găsit soluția. Noi, Partidul Social Democrat, Organizația Femeilor Social Democrat și întreaga echipă partidului, ne-am gândit că începutul de an școlar să aducă bucurie, da? Bucurie pentru copii, așa se numește proiectul nostru, și încercăm să aducem un ghiozdănel și cu cele necesare rechizitele școlare pentru începutul de an școlar. Eu am pentru o fetiță și că ar trebui să văd aici. Tu că ești în fața mea, cum te cheamă? Pe Liliana Elena. Și unde ești tu? În Coslogeni. Din Coslogeni ești, da? Și la ce clasă ești? În clasa 0. În clasa 0. Uite, îți oferim un ghiozdănel, da? Și rechizite pentru un an, da? Să fii sănătoasă și să ai un an școlar reușit. Școlar, un ghiozdănel și rechizitele școlare pentru anul școlar. Să ai mult succes! Organizația Județeană a Partidului Social Democrat împreună cu Organizația Femeilor Social Democrat am strâns o colectă de la colegii noștri directori și oamenii responsabili ai partidului și am încercat să facem
cadouri pentru început de an pe copiilor care organizația a identificat, care nevoie ca la început de an școlar să facem o bucurie. Uite, eu sunt Iliuță, sunt președintul organizației județene și cu organizația Femeilor Social-Democrate îți dăruim un ghiozdanel. Da? Și aici rechizite pentru ce înseamnă început de an școlar. Mulțumesc. Da? Să ai succes în anul școlar. Da, astăzi și organizația județeană a tinerilor social-democrați s-a alăturat colegilor noastre de la organizația de femei a Partidului Social-Democrat. Împreună cu toți colegii noștri suntem prezenți în județul Călăraș și nu numai, pentru a fi alături de copilașii care au nevoie și împreună cu colegii noștri dăruim peste 400 de ghiozdănele copiilor care au nevoie. Activiștii PES au început o acțiune acum 7 ani, de care ne ținem în fiecare an. În luna septembrie oferim rechizite și ghiozdane copiilor cu o situație nu tocmai bună în familie. Oferim sprijin pentru a putea urma studiile și pentru o educație cât mai bună. Activiștii PES la nivel național oferă ghiozdane și rechizite copiilor, iar noi astăzi la Călăraș, împreună cu Organizația Femeilor Social-Democrate și Organizația Partidului Social-Democrat, ținem trendul și ajutăm copiii din satele călărașene. Acțiunea se numește Împreună dăruim bucurie. Vorbim iarăși despre puterea lui împreună și Organizația de Femei Social-Democrate s-a alăturat organizației PSD pentru a susține această campanie și ne adresăm în mod deosebit familiilor monoparentale, copilași crescuți exclusiv de mămici sau chiar de tătici, căci tot familie monoparentală este. Susținem aceste familii. Încercăm să ajungem la cât mai multe. Astăzi și în zilele următoare vor fi distribuite 425 de ghiozdane și rechizite. Da, astăzi Partidul Social-Democrat împreună cu Organizația Femeilor Social-Democrat vor fi prezente în 25 de localități unde vor oferi pentru începutul de an școlar copiilor care au fost identificați cu nevoi în familie, că vor primi un ghiozdan cu rechizite pentru, și de ce să nu spun, cu cele ce înseamnă copilul să intre într-un an școlar, oferit de Organizația Femeilor Social-Democrat, împreună cu Organizația Partidului Social-Democrat. Mulțumesc colegilor care s-au alăturat acestei campanii de a putea să oferim copiilor un început de an școlar frumos.